Regiunea noastră politice. Astăzi am avut prima reuniune după această mini-vacanță a conducerii Uniunii Social-Liberale. Aș dori să vă prezint calendarul depunerii moțiunii de cenzură, așa cum a fost astăzi stabilit în conducerea USL. La ora textul moțiunii este finalizat. Așteptăm ultimele observații de la colegii noștri parlamentari până mâine la ora 12. Astăzi, la 15:30, vom avea o reuniune a grupurilor reunite USL de la Senat. Și în cadrul acestei reuniuni vom prezenta direcțiile principale ale moțiunii de cenzură și încă două subiecte despre care va vorbi domnul președinte Antonescu. Mâine dimineață avem întâlnirea cu grupurile reunite de la Camera Deputaților. Și practic, mâine la ora 15:16 vom depune textul moțiunii de cenzură și semnăturile necesare la birourile permanente ale celor două camere. Moțiunea de cenzură va avea trei teme principale. De critică a activității actuale a Guvernului Ungureanu și, practic, de relieferea modului politic în care Uniunea Social-Liberală privește aceste subiecte importante. În primul rând, procedura și acest fenomen de înstrăinare rapidă și fără o strategie în interes național a ultimelor resurse aflate în mâna Guvernului României, fie că este vorba de resurse naturale, fie că este vorba de acțiuni la principalele companii energetice, fie că este vorba despre ceea ce Guvernul României și statul român mai deține încă în această perioadă. Practic, înstrăinarea, repet, fără o strategie și fără un câștig pentru noi ca societate și pentru cetățenii români a acestor ultime resurse și proprietăți, din punctul nostru de vedere, reprezintă singurul motiv pentru care Mihai Răzvan Ungureanu și guvernul său au fost puși în funcție și sunt ținuți în funcție pentru o perioadă scurtă de timp. O perioadă care face să îndeplinească aceste proceduri extrem de rapid și extrem de prost construit din punct de vedere juridic și economic. A doua critică se referă la modul în care banii publici ai Guvernului, într-o perioadă de recesiune economică, într-o perioadă de austeritate și de disciplină bugetară și într-o perioadă în care România trebuie să-și păstreze obligațiile asumate pe plan internațional. Deci, într-o asemenea perioadă dificilă, banii publici ai României sunt folosiți de către Mihai Răzvan Ungureanu pentru a cumpăra sprijinul unor președinți de Consilii Județene și primari PDL, UDMR, UNPR, prin plăți directe, plăți făcute în mod ilegal. Vă dau un singur exemplu pe care sigur o să-l detaliem la momentul oportun. Probabil că știți că primarul arestat, aflat în stare de arest preventiv de la Bănești, Prahova, unul din apropiații Robertei Anastase, în timp ce este în închisoare, primește de la Mihai Răzvan Ungureanu 28 de miliarde de lei. A primit 28 de miliarde, el fiind arestat pentru folosirea frauduloasă a banilor publici. E un singur exemplu, vom avea foarte multe exemple. Și al treilea subiect, modul în care Guvernul Ungureanu, reușind practic în acest fel să fie un guvern chiar mai rău decât Guvernul Emil Boc, a încălcat principiul constituțional al autonomiei universitare și împotriva principiilor constituționale și în mod ilegal, a înființat o facultate pe un criteriu etnic, dintr-un singur scop, acela de a rămâne în continuare la guvernare o perioadă de timp cu sprijinul celor de la UDMR. Sunt cele trei subiecte principale ale moțiunii de cenzură. Evident că dacă până la momentul dezbaterii vor apărea și alte subiecte, le vom invoca. Și propunerea principală a Uniunii Social-Liberale va fi de a demite acest guvern incompetent, acest guvern șantajat și acest guvern condus de o persoană politică, domnul Ungureanu,
care nu are nicio legătură cu interesele societății române și ale cetățenilor români, ci doar interese private greu de explicat și greu de justificat în această perioadă, este o soluție bună pentru România. Va fi o moțiune constructivă în care vom veni și cu o soluție de înlocuire a Guvernului Ungureanu, de organizare cât mai rapidă a unor alegeri corecte și echitabile, iar cetățenii României să decidă prin vot cine să-i conducă în perioada următoare. Referitor la activitatea de la Senat, unde probabil că vom constata o schimbare a raportului de forță între opoziție și putere, cu domnul președinte Ungureanu, pe domnul președinte Antonescu. Mi-a rămas Ungureanu în cap că... Nu de asta, dar am văzut, fac un ultim comentariu. Am văzut reacția că dacă îl dăm jos pe domnul Ungureanu, creăm haos în țară. Adică dacă folosim mijlocul constituțional al moțiunii de cenzură, suntem niște anarhiști. Bun, juridic e o mare tâmpenie să spui așa ceva. Dar cred că și istoric. Și asta, sigur, domnul Antonescu, vă poate confirma sau nu. Vă rog. Hristos a înviat. La Senat, mai ales în condițiile în care... Mai ales în condițiile în care sperăm să avem majoritate, avem două demersuri politice parlamentare în intenție. Am decis astăzi, în conducerea Uniunii Sociale Liberale asupra lor și, începând de astăzi, vom încerca să le punem în practică. În speranța, repet, că avem majoritate. Pe de o parte, este vorba de proiectul legislativ privitor la alegeri pe care, împreună cu domnul președinte Ponta, l-am inițiat și care prevede trei lucruri esențiale. Alegeri în sistem majoritar într-un tur sau folcloric spus uninominal tur, reducerea numărului de parlamentari a 312 și amendarea, sancționarea traseismului politic prin pierderea mandatului. Acestea sunt cele trei elemente pe care proiectul pe care noi l-am prezentat cu mai multă vreme în urmă, despre care am mai vorbit, le cuprinde și pe care noi o să cerem să-l dezbatem și să-l votăm mai întâi la Senat, urmând că el se va face la Camera, care este Camera decizională în această chestiune. Suntem încurajați în acest demers de declarația de doamnei Sulfina Varză, care spune că parlamentarii Partidului Democrat Liberal ar vota o formulă cu așa numitul nominal pur, sau majoritatea pentru scrutin, dar, nu știu, nu-i lasă UDMR-ul. Avem confortabil majoritate dacă dânsii, într-adevăr, vor să voteze. Ne încurajează de asemenea declarații care au venit de la fruntași, dacă nu greșesc eu, ai UNR, care au spus și dânsii că cel puțin cu acest lucru, cu unii nominal pur, sunt de acord. Poate cu traseismul să nu fie atât de cântat, dar în ceea ce privește mecanismul, principiul electoral fundamental, au declarat și iau în serios, luăm în serios aceste declarații, au declarat că ar putea. Al doilea demers este acela că vom solicita înființarea unei comisii de anchetă, unei comisii parlamentare, unei comisii a Senatului, unei comisii de anchetă, privitoare la activitatea Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietății, pe perioada ultimilor ani, de la 1 ianuarie 2009. Pentru că este și aceasta o întrebări, ca să nu zic suspiciuni majore, în legătură cu anumite aspecte ale activității acestei instituții, și având în vedere principiul constituțional uitat de ceva vreme, dar pe care noi, dacă tot vom avea majoritate, îl putem readuce în actualitate, al controlului parlamentar asupra tuturor instituțiilor guvernamentale, să vedem ce s-a întâmplat acolo într-o perioadă de criză, într-o perioadă în care nu au fost bani, într-o perioadă în care, iată, asistăm la
manieră spectaculoasă în care marele om de dreapta, care s-a declarat a fi premierul, și marele partid de dreapta, care s-a declarat a fi prezidentiștii, au dat ce au avut de dat și acum, așa precum în visele cele mai frumoase ale socialiștilor pe vremuri, ar dori să le dea maximum 15% proprietari. Ceea ce sigur, dincolo de faptul că este profund inechitabil, presupune să vedem exact ce s-a întâmplat acolo, ce s-a dat, ce nu s-a dat și câți bani s-au cheltuit până la urmă tot din fondul public. Acestea sunt intențiile noastre în perioada post-pascală la Sfânt. Și rog pe domnul președinte Daniel Constantin se bani. Da, în primul rând, mă alătur și eu urărilor de bine și vă spun și eu... Hristos a înviat, domnule, s-a înviat. Clar. În al doilea rând, vreau să vă transmit departamentele economice ale celor trei partide care formează Uniunea Social-Liberală, lucrează în continuare pentru îmbunătățirea programului economic al Uniunii Social-Liberale și vreau să vă anunțăm pe aceste cale două acțiuni care vor avea loc în perioada următoare. Mâine avem o întâlnire pentru a transmite celor care sunt interesați de măsurile pe care le-am adus în programul economic și pe celor care le-am îmbunătățit, cu cei de la Consiliul Național al Societății Civile. Dacă vă amintiți, acum câteva săptămâni am avut o întâlnire cu tot ce a însemnat societate civilă, sindicate, patronate. Au fost foarte mulți oameni la acea întâlnire. Am promis că vom avea întâlniri separate cu fiecare dintre aceste organizații care au fost reprezentate atunci, pentru a putea să luăm și un feedback de la ei, dar cu măsurile pe care noi le-am prezentat, ca și acțiunile noastre politice sunt menite să răspundă așteptărilor pe care vin și le-au în perioada aceasta. Sigur că la această întâlnire ne propunem să anunțăm și câteva măsuri pe care noi le avem pentru combaterea evaziunii fiscale, sigur un subiect foarte interesant în această perioadă. Cea de-a doua acțiune este programată data de 3 mai, atunci când vom avea o întâlnire cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, unde la acea întâlnire vom prezenta din nou măsurile economice pe care noi le considerăm importante pentru ca România și românii să iasă din această perioadă și să asigurăm o perspectivă clară pentru ceea ce înseamnă revenirea salariilor la cel puțin la nivelul care a fost în anul 2010. Acestea erau discuțiile în plan economic și acum vă răspundem la întrebările. O ultimă precizare. Mă uitam să verific exact în ce dată. Vreau să reconfirm faptul că Uniunea Social-Liberală prin semnat Carta Albă a Bunei Guvernări la invitația Alianței pentru o Românie Curată. Vreau să mă uit exact la dată ca să nu greșesc. Cred că s-a întâmplat anul trecut, nu? În noiembrie. De atunci să știți că nu putem să mergem mai departe în această colaborare absolut normală cu societatea civilă în ideea unei bune guvernări, deoarece PDL-ul refuză să semneze o asemenea cartă a bunei guvernări. Și asta spune foarte mult despre situația în care ne aflăm în acest moment. Mă îndoiesc că guvernul Ungureanu respectă chiar și un punct din cele transmise în respectivul document. Însă decizia Uniunii Social-Liberale nu s-a schimbat și în programul nostru economic și în programul de guvernare, aceste principii de bună guvernare vor fi asumate politic pentru perioada de după alegeri. Dacă aveți dumneavoastră vreo întrebare... Câte semnături aveți pentru moțiunea de cenzură? Nu, o să vă explic imediat. Conform Constituției, pentru a depune o moțiune de cenzură, ai nevoie de un sfert din numărul deputaților și senatorilor. Tot conform Constituției, nu ai voie același deputat sau senator să semnezi decât o singură moțiune de cenzură pe sesiune. Decizia noastră, dacă vreți, de tactică politică, este aceea de a depune moțiunea de cenzură cu numărul minim cerut, 116, pentru ca, eventual după 10 iunie, într-o nouă formulă politică, în care probabil domnul Ungureanu va prelua o parte din PDL, să putem să depunem o a doua moțiune de cenzură. Dacă nu trece asta. Dacă nu trece asta. Sigur, nu. După luna iunie, ai spus. Nu, nu, pe după 10 iunie, pentru că sesiunea se termină pe 30 iunie, nu știu dacă am fost prea tehnic în explicații, dar sunt convins că ați înțeles numărul fix, exact 116, 116 semnătorul sau. Și pe câte voturi vă bazați de la urmă? Pe niciun. Ne bazăm pe voturile noastre, ale tuturor parlamentarilor USL,
Nu am negociat și n-am discutat cu nimeni altcineva. Dacă vor fi parlamentari ai puterii care vor să în al 12-lea ceas să-și salveze obrazul față de propria legătură, nu față de noi, că n-au nicio obligație față de noi, se vor ridica în picioare și vor umbla, conform pildei biblice, către urme. Vreau doar să remarcați faptul, și este, cred, este sfârșitul rușinos al unei cariere scurte politice, că domnul Ungureanu va fi la fel de curajos ca și domnul Boc. Adică le va cere parlamentarilor să stea în bănci. Are o mare încredere. Și un nou mod de a face politică este să nu-i lași pe parlamentar să voteze. O să vedem cine ascultă de domnul Ungureanu și stă în bancă și cine are curaj să se ridice. Dar noi ne bazăm doar pe voturile noastre. În acest moment știți foarte bine, nu 212, pentru că între timp s-au mai înscris, dacă nu greșesc, sunt 216 parlamentare USL-ului. Deci sunt încă patru care s-au înscris în grupul oficial, în grupul USL. Doi la Senat și doi la Camera, dacă nu greșesc. Deci avem 216, evident, nu avem cele 231 de voturi cerute de Constituție. Dacă vor fi 15 parlamentare ai puterii care pot să reînvețe mersul biped, vom avea surprize, dar noi nu ne bazăm pe așa ceva. Au fost câțiva, mi se pare, la lista PNL care sunt, nu? Doi. Dar cine mai numără? Nu, v-am spus doar că vom folosi doar 116 semnături, pentru că acele 116 semnături nu mai avem voie să le folosim decât în toamnă. În același timp știți foarte bine că în campania de la locale vor candida parlamentari ai USL și senatori și deputați. Deci, practic, această sesiune este ultima sesiune în care poate să treacă o moțiune de cenzură. În toamnă, practic, Parlamentul oricum nu va mai funcționa. În faptul că acești oameni, de exemplu domnul Măgureanu, de vreme ce a luat decizia de a părăsi formațiunea, mă rog, în care temporar scrisese, a făcut-o nemulțumit de cursul politic al puterii. Și ca atare, putem spera la locul domniei sale, fără să contactăm, fără să negociem ceva. Pe de altă parte, există discuții care s-au purtat la inițiativa lor cu alți senatori ai puterii. Și în baza acestor discuții se poate ridica speranța. Ca oameni? Eu, de exemplu, pot să vă spun, fără să vă dau nume, că sunt trei senatori amunat cu guvernamental, care sunt la fel de îngroziți ca și noi toți ceilalți, de nivelul fraudelor comise la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Se pare că 800 de milioane de euro, vă repet cifra pentru că sună mirobolant, se pare că 800 de milioane de euro au fost plătiți de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților pentru consultanță și o să fiți foarte uimiți să constatați că firmele sunt din Bistrița și din Cluj. Din inima ție. Acolo se face consultanța adevărată și o să fiți foarte uimit de faptul că zootehniștii sunt foarte buni la consultanță. Ca și la modificarea Constituției. Am tot respectul pentru zootehniști, dar nu vreau să facă Constituția și nici să-mi dea consultanță pentru restituirea proprietăților. Și sunt convins că știți la ce mă refer. Vorbeați săptămâna trecută de o încercare de revocare a domnului Anastase. Mâine. Mâine avem plenul la cameră și vom cere introducerea pe ordinea de zi a acestei rezoluții și sigur să se voteze. Să ne lămurim dacă la Camera Deputaților mai există majoritatea puterii care strâns unită în jurul doamnei Anastase sau nu. Eu sper ca ei să rămână strâns uniți în jurul doamnei Anastase. Pentru că în felul ăsta vor merge pe același drum. La Senat se vorbea și de o moțiune simplă. Nu. Având în vedere că era vorba de intenția legată de ceea ce se întâmplă în domeniul așa zisă
privatizări, integrarea, așa cum domnul Ponta v-a prezentat, în textul și în tematica moțiunii de cenzură, ar fi făcut super cu o moțiune simplă pe același subiect. Deci dacă aveți ce organism te prezintă în reprezentație? Așa și Hristos a înviat, sunt de la Domnul Tuve. Așa. Vă rog acum întrebarea, eu mă concentram... La microfon. Nu, nu, se concentra la microfon. Nu mă uit în ochii omului, nu. Veți relua activitatea la Senat în condiția în care veți constata majoritatea? V-am mai spus și știți că mi-ntorc sau mi-ncalc foarte greu, spre niciodată vorbă. Sigur că. Mă puteți găsi acolo. Și pe mine și pe toți ceilalți colegi atât de dragi din asta. Și la plen și la comisii? Și la plen și la comisii. În privința... Mai e președinte la vedere chiar. Și a spus că speră ca opoziția să-și aducă contribuția privind noua legea restituirilor. Păi ne aducem. Prin faptul că facem o comisie de anchetă și vedem cine sunt cei care au furat aproape 1 miliard de euro din banii publici. Ghinion dacă sunt tocmai de la Cluj. Ghinion. Și ghinion dacă sunt oameni apropiați de domnul Boc, cum a fost și primarul Apostol. Asta e. Îl ajutăm pe domnul Boc să se lepede de corupție. Și nu putem să schimbăm legea până nu aflăm cine a furat până acum. Că ce facem? Trebuie să înțelegem de... Știți? Domnul Ungureanu, domnul Antonescu, ca orice liberal, sigur, a zis că are o abordare socialistă, domnul Ungureanu, are o abordare decisă, totuși, nu socialistă. A zis, pentru că nu mai sunt bani, nu mai aplicăm legea. Ceea ce e ca la UTC, dacă, și dacă erau bani, nu aplicam, și dacă nu sunt bani, nu aplicăm. S-ar putea să nu fie bani și pentru alte legi. Deci legea se aplică în funcție dacă avem bani sau nu. Asta nu e socialist, nici măcar științific. Ideea următoare. De ce nu mai sunt bani? Dacă l-ajutăm pe domnul Bob să afle cine de la Cluj a furat banii de la ALRP, sau cine de la Bistrița, sau cine știe din alte zone. Îl ajutăm pe domnul Boc să putem să facem o lege bună, dar poate recuperăm mai 800 de milioane din consultanță. Și s-ar putea să-i dăm la proprietate. Nu vă îndoiți de calitatea atașamentului socialiștilor contemporani pentru proprietate. Social-democrație. Eu am vorbit ca un om mult mai bătrân decât domnul Ponta, eu fiind mai bătrân, mi-aduc aminte. Eu cred că socialiștii nu simpă. Social-democrație, chiar. Simpatizau chiar așa tare. Proprietate. Bineînțeles că acum este cazul și că pentru proprietate n-aș spune că facem moarte de om, dar mergem, vorba domnului Oprescu, până în pânzele albe, toți, socialiști, liberali, Boc. Seamănă foarte tare cu domnul Boc, cred că a fost împreună la UTC, pentru că și domnul Boc spunea la un moment dat, împotriva hotărârilor instanțelor, dacă vă amintiți, cum își permit să dea o hotărâre dacă nu există bani pentru aplicarea acelei legi. Aceeași abordare putem cu are și domnul Gurean. Banii în fondul de rezervă pentru baronii pedeviști nu erau, dar i-a dat. În schimb, bani pentru restituit nu-i dă că nu sunt. Așa e cu măsurile diferite și cu ocaua. Mare, mică, mijlocie, în funcție de interesul de partid. În privința banilor pentru primărie, am înțeles de la fostul purtător de cuvânt la administrației prezidențiale, domnul Turcan, că premierul Ungureanu a fost pus în fața două situații costisitoare de imagine. Să se pună rău cu opoziția sau să refuze să dea bani către primăriile celor de la putere și să riște demisia. Da, haideți să stabilim un lucru. Domnul Ungureanu n-a dat niciun ban de la el din buzunar sau de la el de acasă sau de la OMV Petrom sau de la alte firme pe care le cunoaște dânsul și le cheamă pe la guvern. Sub acoperire sau descoperite. Domnul Ungureanu a dat bani din banii noștri. 170 de milioane de euro sunt banii noștri. Pe care i-a dat așa, la 16 președinți de consilii județene, cei 16, toți, fără nicio excepție, fiind ai puteri. M-am distrat de modul securist, că mă distrează securiștii tineri și bătrâni, în care mi s-a comunicat că au primit 14 președinți de consilii județene de la putere, și doi din opoziție. Și am căutat pe cei doi din opoziție. Cei doi din opoziție sunt așa. Domnul Simirat, care de 2 ani jumate la UNR, și domnul Țârle de la Bicor, care de 1 an e la PDL. Ăia erau opoziția. Cei doi din opoziție. Ah, domnul Ungureanu n-avea, că nu erau probleme de securitate.
autoritate externă, erau doar de probleme interne. Și n-a aflat că Simirad e tot la putere și țările tot la putere. Deci aia sunt banii noștri, ai tuturor, pe care în Ungurea nu i-aveam fondul de rezervă. Apropo de avem bani, aplicăm legea. Nu i-avea. Iar a promis că ia de la alții, nu știu de unde ia, că încă nu ne-a precizat. Probabil zice domnul Blejnar de acasă, că sunt 60 de zile, știți, și omul umbla prin țară să strângă bani. Poate i-a duce și 170 de milioane, că nu cred că e o problemă pentru domnul Blejnar 170 de milioane de euro. Deocamdată este, important este că i-a dat din bani publici pentru baronii pedeliști. Eu nu cred că îl dădeau jos, de apropo de ce zice domnul Turcan. Eu cred că domnul Ungureanu, care vrea să preia PDL-ul după alegerile locale, vrea să-i pună bine cu baronii locale. Vrea pe Fluturi, vrea pe Falcă, vrea pe Pinaltii. Ăștia sunt camarazii viitorului partid al domnului Ungureanu. Și vrea să dea bani înainte de asta. Asta cred. Asta e valoarea mea. Și ar mai fi, dacă vedeți ceva de adăugat, o chestiune de principiu. Atunci când ajungi să guvernezi, guvernezi pentru a face anumite lucruri care țin de programul tău, de convingerile tale, de angajament, sigur nu e cazul de Ungureanu, vorbesc în general. Țările care se ajunge normal cu ministrul. Sigur că uneori există riscuri. Sigur că uneori riști să fii dat jos. De asta e un risc perpetu în democrație, nimeni nu-i pe viață. Și dacă ajungi să guvernezi, indiferent cum, să faci orice, numai să nu fii dat jos, atunci nu mai are de a face cu guvernarea democratică. Pentru că guvernarea democratică, implicit transparentă, trebuie să însemne adecvarea acțiunii politice la putere cu programul pe care l-ai angajat, pe care ești mandatat de electorat, de parlament. Sigur, eu vorbesc de lucruri care nu-l interesează pe domnul Ungureanu, nu s-au fost mandatat de alții, pus de alții, eu vorbesc în mod normal. Ceea ce cred că domnul Turcan trebuie să știe, ca să nu mai povestească sau să aibă vină. De asta, din un pic, discutam despre titlul moțiunii. Guvernare de tarabă. Domnul Ungureanu la tarabă. Mai vine unul, mai ia UMF-ul, mai vinde el un cupru. Ce e de vânzare acolo? Mai dă niște bani la Fluturi și la Falcă, să nu plece Fluturi cu Falcă undeva. Să nu dea jos. Să nu dea jos, cum zice domnul Turcan, Fluturi și Falcă. Guvernare de tarabă. Noi încercăm prin această moțiune de cenzură, dacă putem, să-i stricăm taraba domnului Ungureanu. E titlul complet? Era o sugestie din partea mea. Dacă mai puteți întreba. Era, iertați-mă, la B1 pe minte mereu, dar era... Înțeleg că domnul Chimă va să-ți o conferință azi în Bauda. Conferință de presă? Sau una la academie, ceva? Conferință de presă, în care probabil v-am lăsat decizia privind PNL. Ați spus, dacă știți ceva de pretențiile lui? Domnule dragă, cum zic ardelenii care ne sunt atât de dragi tuturor. Despre asta cred că vom putea vorbi mâine. Noi vom avea birou la Partidul Național Liberal. Știm de la domnul Chintus că în preajma sărbătorilor pascale au vorbit. Probabil că de atunci domnul Chiriman folosește timpul pentru a procesa rezultatele consultării. La șah există un ceas, bineînțeles, dar sunt și, mă rog, mutări la care te gândești mai îndelung. Nu știu nimic mai mult. O să vedem. Mâine avem birou oricum. Acolo se vor lua niște decizii și sunteți invitați și acolo ca să discutăm chestiunea asta pe lată. Nu că ceva ținere de minte mai am o dată, dacă mi-a spus suficient. Dar o dată, de fiecare dată. La începutul ședinței. La B1. Cum îl cheamă? Domnul Michir, nu? Nu știu. Când vom avea definitivate toate candidaturile, vă vom anunța. Când veți avea definitivate? Când vă vom anunța. Asta nu e corect. Da, mulțumim la revedere.